Gruia zace la închisoare, de 3 ani lipsiți de soare, și prin gratii lung privește cerul care strălucește și de dânsul nu îngrijește. Iată, mări îmi plângea, că departe sus zărea un corb negru, corbișor, ce zbura încetişor și din aripi tot bătea și cu jale croncănea, căci n-am durdă pui de corb, zilele să ți le sorb, ce tot țipi și croncănești, ori de mine te gătești. Corbul se apropia, pe fereastră se punea, de vrei tu să-mi faci pe dar, ține-i nelușul meu. Și du-l unde voiesc eu. Potrivit poemului, corbul zboară departe, peste munți și păduri, ducând inelul tatălui său, care înștiințat fiind de prizonieratul fiului, va pleca de grabă și îl va elibera, lăsând drept răsplată cadavrele dușmanilor răpuși pe seama corpilor. Marea familie a corbitelor cuprinde diverse specii, dintre care amintim corbul, cioara de semănătură, cioara grivă, stâncuța, țarca și gaița, fiind așezată în mod surprinzător în grupul paseiformelor, adică al păsărelelor, datorită unor caractere anatomice comune. Sunt păsări deosebit de inteligente, ca mai toate ființele care trăiesc în comunități, cu un comportament complex și obiceiuri, moduri de procurare și exploatare a hranei, de multe ori uimitoare. Regimul de hrană al corvidelor este în general unul omnivor. Pe lângă varianta de hrană vegetală, alcătuită din diverse semințe de plante uscate sau germinate, caută cu plăcere diverse larve din sol, insecte sau râme, după care sondează, afundând ciocul în pământul reavăn sau culegându-le pur și simplu de pe jos. Corvidele sunt cât se poate de carnivore, mai ales în perioada rece a anului, căutând să profite de orice oportunitate de a se hrăni cu carne. Fie că aceasta e procurată din cadavrele proaspete ale unor animale moarte, fie din vânarea unor mici mamifere sau păsări. În perioada primăverii, gaițele, țărcile și ciorile sure pot devasta un număr de cuiburi aparținând unor păsărele, columbide sau chiar fazani, potârnichi, rațe sălbatice, spărgând și hrănindu-se cu gălbenușul ouălor sau răpind puii acestora. Astfel, un regim de hrană în care preponderent întâlnim regimul carnivor se găsește la corbi, la ciorile sure și țărci, în timp ce gaițele au un procent echilibrat în ceea ce privește raportul vegetale-insecte-carne. Ciorile de semănătură și stâncuțele, speciile cele mai numeroase ca și număr de indivizi, au o dietă aproape exclusiv bazată pe insecte, larve și semințe de plante.
Toate speciile de corvide au învățat să exploateze enorma risipă pe care o face omul, iar numărul crescut al corvidelor, urmarea abundenței de hrană, ușor de găsit prin grămezile de gunoaie, nu reprezintă altceva decât o expresie a înțelepciunii naturii, potrivit căreia orice oportunitate trebuie exploatată și orice este în exces trebuie echilibrat. O altă oportunitate care a facilitat din plin expansiunea ciorilor a fost agricultura mecanizată. Prin ararea și avânarea unor suprafețe imense de teren, ciorile de semănătură s-au obișnuit atât de mult la fundarea ciocului în sol, încât acest obicei le-a adus exemplarelor adulte modificarea înfățișării. Privind capul unei cior tinere la baza ciocului, putem observa un penaș sârmos care acoperă nările, iar penele mărunte și dese acoperă fruntea. Aceste pene dispar prin frecarea repetată în pământ, fiind înlocuite de o piele cornificată cu aspect albicios, care devine o caracteristică distinctă a speciei. Prin urmare, putem afirma că aspectul și obiceiurile preponderente de hrănire ale acestei specii sunt o consecință directă a modificării habitatelor naturale de către om. Stâncuțele și ciorile de semănătură, cu toate că le vedem zilnic și par a fi unele dintre cele mai sedentare și urbanizate păsări, în mod surprinzător întreprind călătorii zilnice și lungi de zeci și zeci de kilometri până la locurile preferate de hrănire, pentru a se întoarce seara și a adormi în copacii preferați din zonele urbane. Cioara de semănătură întreprinde migrații în timpul iernii dinspre nord-estul Eurasiei spre sud-vestul Europei, în timp ce păsările care au cuibărit la noi se deplasează spre sud și sud-vestul continentului. În plimbările zilnice pe câmp, căutând mereu stoluri de cior, se poate observa un obicei cât se poate de interesant și intrigant totodată, care ridică multe semne de întrebare. Înspre însărat, aproape zilnic, ciorile de semănătură coboară de pe cer și se grupează îngrijite la sol, cu miile, formând o pată neagră compactă în întinderea câmpului, chiar înainte de a se duce la culcare. Locul în care are loc adunarea ciorilor diferă de la o zi la alta, cu diferențe de distanță de câteva sute de metri pe același câmp. S-ar putea bănui că ar fi vorba de un obicei legat de hrănire, însă nu se poate observa niciun exemplar sondând solul cu ciocul, ci toate rămânând alăturate, învăluite într-o nemișcare și tăcere impresionantă, aproape meditativă, minute în șir, după care se ridică aproape simultan și își încep rutina agitației în căutarea și ocuparea locurilor de înoptat. În lumea animală s-ar presupune că orice comportament ar trebui să fie justificat din punct de vedere al pragmatismului imediat sau în perspectivă, cum ar fi acumularea și ascunderea de provizii pentru iarnă. În cărțile de specialitate, obiceiurile animalelor sunt explicate prin pragmatismul simplu și instincte, excluzând existența unei laturi spirituale ale acestora. Cercetând viața animalelor, se pot observa de multe ori comportamente inexplicabile, imposibil de catalogat din punct de vedere științific, ținând mai mult de intuirea unei inteligențe vii, a unei ființe dotate cu o capacitate a unor trăiri interioare. Se trage concluzia firească asupra faptului că lumea vie e interconectată, iar elementele din care e alcătuită sunt la fel de importante și reprezintă părți ale unui întreg. Conviețuind împreună de regulă, speciile diferite de corvide nu se vor amesteca, ci își vor păstra fiecare grupul căruia îi aparțin. Însă la apariția unei păsări de pradă, ele se vor coaliza imediat, învăluind cu zborul sincronizat și agresiv de șoc.
Din grupul mare se vor selecta indivizi puternici și curajoși, aparținând de regulă speciei corvilor sau acelor grupe, care vor forma vârful de lance, atacând din spate și hărțind permanent răpitor, în timp ce restul grupului, din numărul impresionant și manevre strânse, vor încerca să o pună pe fugă. Competitive și dulcevitoare între ele, în momente de pericol se unesc și atacă răpitoarea care a îndrăznit să captureze și să zboare pe una dintre ele. Iar pentru un șoimar care zboară o răpitoare de taie mică, cum ar fi masculul de semn sud sau de peregrin, testul puterii și experienței sale va fi dat de momentul în care acesta este lansat împotriva unui stol uriaș care înnegrește cerul. Un șoim puternic, determinat și cu experiență, va urca îndată stolurile sus în înălțime, într-o încercare de a ajunge deasupra și de a-și putea pune în valoare atacul mortal, în timp ce păsările negre, adunate în stoluri compacte, vor încerca să se mențină deasupra șoimului, pentru a-i zădărnici intenția. Validarea puterii și încrederii șoimului tău va fi dată atât de lupta din înălțime, cât mai ales pe momentele ce vor urma atacul, când pasărea ta de pradă se prăbușește din înălțime încleștată în lupta cu prada din gheară și ajunge la sus. E un moment deosebit de periculos. Cu ghearele înfipte în prada și luptând pe jos, șoimul nu se poate apăra de atacul stolului furios, care, atras de țipetele sorii lor, coboară până la sol pentru a ucide agresorul sau o salva. Ajutorul șoimarului în aceste critice momente este crucial, atât din perspectiva evitării accidentării grave a șoimului, cât și din perspectiva consolidării încrederii acestuia în propriile puteri și în colaborarea cu șoimarul. În timp, șoimul evoluând, nivelul încrederii și dominanței sale crește atât de mult, încât acesta va ajunge să intre direct în cel mai negru și amenințător stol, format din mii de exemplare, să își apuce cu aroganță prada și să o doboare la sol, în timp ce, în ciuda țipetelor celei prinse, stolul să se menținească a zbura în cer și pe deasupra, făcând un zgomot îngrozitor, fără a avea curajul să se apuce. Relația dintre șoim și ciori este una care durează de milioane și milioane de ani, iar în acest extrem de lung timp, cele două specii au ajuns să se cunoască foarte. Astfel, șoimul va recunoaște și selecta din agitația stolului enorm care se învârte pe cer în fața sa, pe acel individ care, dintr-un motiv sau altul, în acel moment nu se găsește în deplinătatea puterilor sale, în timp ce, la rândul lor, ciorile, într-o secundă, puse față în față cu pasărea de pradă, vor ști cărei specii aparține, cât de puternică, experimentată și determinată aceasta, luând imediat atitudinea cea mai potrivită. La începuturile inițierii în arta șoimăritului, primul pas va fi acela de a acumula cât mai multe cunoștințe, de a trasa parametrii și de a stabili reguli principale după care acest domeniu funcționează. Cărțile de specialitate oferă aceste reguli, iar spiritul în care acestea au fost scrise se amestecă cu inevitabila rigiditate de înțelegere și îl vor face pe aspirant să creadă faptul că lucrurile stau într-un fel anume, de la care nu se poate face excepție. Șoimarul începător va porni la drum înzestrat cu un set de reguli stricte, de care se va agăța cu disperare și apoi se va strădui să facă să funcționeze în acești parametri rigizi și înguști relația sa cu pasărea de pradă. Cărțile nu-i vor garanta nici pe departe cunoașterea și explorarea enormului potențial al misterioasei făpturi din fața sa, care îl privește atentă și îl studiază cu ochii ei aprinși încă din primele clipe în care au ajuns să fie împreună. Pentru șoimarul experimentat, pentru care acest domeniu a ajuns să fie într-adevăr un mod de viață, cele descrise nu pot constitui decât jaloanele primilor pași, nici de cum adevărata cale de urmat.
Vorbisem de reguli stricte și voi da câteva exemple pentru a putea înțelege mai bine. De pildă, șoimul călător este cavalerul văzducului. El atacă întotdeauna din înălțime, niciodată la sol, pradă. De asemenea, el nu își va urmări o pradă prin coronamentul des al copacilor. Șorecarul nu este o pasăre capabilă de vânătoare, poate cel mult vâna prăzi în genul reptilelor și a șoriceilor, nefiind potentă și capabilă prin zborul ei să urmărească și să captureze o pasăre în zbor. Venirea serii, odată soarele apus, va face ca de urgență șoimarul să își ia măsurile cuvenite pentru a nu risca să îi rămână pasărea pe câmp. Astfel, chiar dacă a găsit prada, tocmai atunci este sfătuit să renunțe la o stârni pe seama șoimului, preferând să se retragă cu minte spre casă. Niciodată șoimarul nu va înălța spre cer șoim sau ulii fără a-i cântări în prealabil, iar printr-o programare îi se va da păsării o rație exactă de hrană, nimic în plus, astfel încât ea să fie în condiție exactă a doua zi la ora stabilită pentru vânătoare. Thank you.
pasăre de pradă, de zi, va vâna ziua, excepție de la regulă fiind antrenamentul preventiv ce se face la lumina lanternei prin chemări repetate la pumn sau momială pentru a o face capabilă, în cazuri extreme, să poată să se întoarcă pe mănușă în siguranță. O altă excepție în acest caz ar fi vânătoarea nocturnă, folosind surse de lumină artificială. O vânătoare ușoară, o vânătoare cât se poate de aplicabilă în zone urbane în care există porumbei, ciori, grauri sau pescăruși care prin numărul mare deranjează prin zgomot și prin murdăria lor. Un șoim călător, ca orice altă răpitoare de zi, în lipsa oricărei surse de lumină artificială, este imposibil să vânezi. Această afirmație este atât de evident fixată în subconștientul colectiv al șoimarului modern, încât trece drept un adevăr absolut, a cărei punere la îndoială nu poate fi decât ridicolă. Nici măcar nu te întrebi dacă s-ar putea așa ceva, dar să și mai încerci. Ar putea avea un șoim peregrin capabilitatea să vadă perfect pe întuneric atât prada cât și obstacolele din jur, ar putea ajunge să prefere scutul nopții pentru a-și dobori cu maximă eficiență prăzile? Trebuie să fie o glumă. Ajungând în acest punct, mă întorc cu discuția la rigiditatea și încercarea începătorului de a-și trasa parametrii și regulile după care va putea funcționa, căci pare a fi o latură a naturii umane. Și totuși, înșoimărit, ai în fața ta o ființă vie, cu înzestrări căpătate în milioane de ani, cu capabilități latente și resurse uimitoare. De ce să nu le explorezi? De ce să nu vezi limitele ca fiind mai degrabă ale interiorului minții tale decât ale șoimului tău? În calea ce urmezi, ca un șoimar dedicat, oricum ți s-a întâmplat de nenumărate ori să ajungi la momentul în care regulile cele stricte să devină cârje inutile la care renunți pentru a evolua, pentru a trece la un alt nivel, ba chiar acest lucru să devină o condiție necesară și obligatorie. Și astfel, începi să te joci cu concepte diverse, să mixezi principii aparent aflate în opoziție unul cu altul, să încalci voit cele mai elementare reguli, ajungând să pui mai degrabă preț și să dai atenție relației tale cu șoimul decât greutății în care acesta vânează. Vei deveni totodată mult mai atent la entitatea unică și irepetabilă ce o reprezintă fiecare pasăre de pradă în parte, la caracterul ei unic, tot atât de diferit și uimitor pe cât fiecare dintre noi oamenii suntem. Și vei ieși din plăcuta și reconfortanta rutină a celui care preferă un anumit gen de prăzi vânate într-un singur stil, cerând tot mai mult și mai divers, făcând planuri și strategii noi pentru a dobori prăzi dificile, în condiții dificile, cu maximă eficiență. Am întrebat adeseori, urmând împreună cu pasărea această cale a cunoașterii reciproce, a legăturii profunde ce se creează, a experimentărilor, a nesfârșitelor aventuri în cadrul mirific al naturii, cât învăț, cât evoluez și mă transform eu ca ființă umană în interacțiunea cu această puternică entitate care este șoimul. Cum îmi schimbă modul de gândire, felul în care văd și trec peste obstacole aparent de netrecut, într-o încercare a spiritului meu
de a-și depăși limitările de ființă fizică exclusiv terestră, pentru a putea ține ritmul șoimului care săgetează pe cer. Și astfel, evoluând alături de păsările diverse care mi-au trecut prin mâini de-a lungul timpului, am învățat că, respectându-le și îngrijindu-le atent, scoțându-le zilnic la zbor și la vânătoare, voi fi răsplătit din plin cu zborurile cele mai incredibile pe care mi le-aș putea imagina. Ideea de a aborda o astfel de metodă mi-a venit în urma observațiilor ce le-am făcut în natură asupra păsărilor de prad și îndeoseb asupra uliilor, a căror oră preferată de vânătoare, mai ales în perioada iernii, se prelungea mult după asfințitul soarelui, în intervalul de timp al crepuscului. De asemenea, urmărind în munți viața soiilor călători, am observat un comportament asemănător. Aceștia, așezați strategic deasupra portalului de intrare al unor pești, așteptau ieșirea liliecilor mari, pe care apoi îi atacau din spate și de sus, în mod evident pentru a nu intra în raza de acțiune a radarului cu ultrasunete al acestui. Am vânat de asemenea an la rând cu unii păsărani și m-a uimit comportamentul activ de vânătoare al unei femei, care se desfășura într-un interval de timp în care vizibilitatea devenise extrem de slabă. Cu această pasăre am experimentat chemări la pumni în nopți cu mine și cu uimire am constatat faptul că pasărea încăuta pumni, zburând uneori pe loc în preajma mea, asemeni vindereilor, pentru a detecta poziția exactă a vânzării. Controlul de faună și vânătoarea urbană nocturnă pentru îndepărtarea porumbeilor din anumite sectoare ale orașului, folosind ulii Harris, mi-au dat prilejul să constat faptul că și aceștia se avântau uneori în noapte în urmărirea prăzii în zone întunecate, dând dovadă de o acuitate vizuală incredibil de bună pe întuneric. Pregătindu-mi soimul călător pentru îndepărtarea ciorilor, din zona unei centrale electrice pe care seară de seară mii de ciori se așezau, producând mereu scurt circuite. Având în vedere ora târzie în care solurile își căutau locuri pentru dormit, am mutat treptat ora din perioada prânzului înspre asfințit, după care crepuscul a devenit preferat pentru zborul șoimului, mai ales că am constatat faptul că la acea oră târzie pasărea devenea extrem de concentrată și determinată să vâneze. Observând apoi faptul că șoimul se descurcă surprinzător de bine pe lumina scăzută și că recuperarea sa nu cauzează nicio problemă, am mutat mai apoi definitiv intervalul de vânătoare în întuneric deplin. Și ieșind zi de zi, am constatat cu uimire că șoimul devenea din ce în ce mai bun, ajungând până într-acolo încât să vâneze cu succes inclusiv în nopți cu ceață și ploaie.
folosirea telemetriei a devenit extrem de importantă, atât din punct de vedere al luării unor decizii rapide, cât și din punct de vedere al sincronizării cu pasărea pentru succesul deplin al acestuia. Astfel, pornind aparatul imediat după eliberarea șoimului de pe pumn, intensitatea semnalului acestuia îmi indica atât poziția sa aproximativă, cât și direcția zborului său. Creșterea rapidă a semnalului mă făcea să realizez faptul că pasărea se îndreaptă în direcția mea. Era momentul să fac zgomot, bătând din palme și fluierând, pentru a ridica stolurile de cior sau coțofene din bufe, direct în ghearele răpitorului. Semnalele sonore ce le scoteam aveau și un alt rol, acela de a ajuta pasărea să îndetermine în ultimul poziția exactă. Momentul în care șoimul se afla la sol pe prada înghiară era unul cât se poate de riscant pentru pasăre, care stătea foarte alertă la zgomotele din jur, iar în caz de pericol abandona în grabă prada și se îndepărta de potențialul pericol. S-a întâmplat acest lucru de mai multe ori în sezonul de vânătoare, iar acest lucru a ferit pasărea de a fi prinsă de câini, vulpi, pisici sălbatice sau județi. Într-o noapte, apropiindu-mă în grabă de șoimul căzut într-o livadă, sunetul pașilor mei în iarba uscată, în întunericul dens, au avut drept efect zborul brusc al păsării, care și-a abandonat prada. Tocmai pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple, de fiecare dată am avut grijă să fluier și să vorbesc în timp ce mă apropiam, pentru ca șoimul să știe că sunt eu și nu vreun potențial pericol. Scurta ziua de iarnă se apropie de sfârșit. Soarele se pregătește să apună, lăsând în urma sa un frig tot mai pătrunzător care prevestește o noapte înghețată. Profitând de ultimele raze de lumină, uiul porumbar își ia ultimul tribut al zilei din stolul uriaș de păsări negre, iar în urma sa agitația atinge paroxismul. Nepăsător la toată această agitație, unul își savurează victoria, lăsând în urma sa drept mărturie a măiestriei lui de vânător o mică grămăjoară de pene negre. Din loja sa înaltă, un șoim peregrin urmărește nepăsător totul, iar pasărea de pradă ce a bătut scurt din aripi pe pumnul șoimarului
îi atrage atenția în mod special. Terenul vast din jur este domeniul său de vânătoare și de câte ori cei doi se întâlnesc, fie rivalizează asupra stăpânirii văzduhului, fie își dispută cu agresivitate prăzii. Uneori, în zona apare câte o femelă puternică de peregrin, care prin talia sa masivă impune respect. Însă de această dată e nevoită să renunțe la praza furată în fața dârzeniei și curajului șoimului dresat. Peste orașul amorțit a căzut înserare. Stolurile de ciori încep să sosească și animă peisajul mocorât cu croncănituri și zboruri agitate, dându-i un specific apar. Din zeci se fac sute, iar din sute mii, accentuând și mai mult atmosfera de ară. În livada părăsită de la marginea orașului și-au găsit adăpostul de înoptat și fiecare dintre ele râvnește să ocupe un loc cât mai bun prin crengile de sfânzit. Pe cerul nopții a ieșit luna, luminând totul cu nuanțe reci, iar liniștea ce coboară încet este întreruptă din când în când de tremurile ce aleagă. Cu toate că este noapte, păsările negre se mai agită încă prin aer, schimbându-și mereu locurile, până când în sfârșit se liniștesc încărcând copaci. Prin lăstărișul des din livada părăsită își fac apariția animalele nopți și cu toate că ne aflăm într-o zonă urbană, vulpea, pisica sălbatică și jderul par a se simți în largul lor. Jderul tocmai a prins o cioară, iar cărâiturile disperate ale acesteia au agitat din nou stolurile care pornesc bezmetic prin mare. De sus, din coronamentul des al unui cireș, cuhurezul le urmărește cu lăcomie, apoi cu un zbor silențios pornește la vânătoare. Încă de cu ziua a stat ascuns într-un copac des, nemișcat, bazându-se pe penajul său în culori de camuflaj, dar cu toate acestea, păsărelele l-au descoperit și au dat alarmă, atrăgând atenția unui gai. Deranjat, cucurezul a zburat într-un copăcel din câmp, însă a fost o decizie greșită. Supărat de-a dreptul de cărniturile stolului de cior și dornul de liniște, se retrage la adăpostul unui desiș, așteptând îmbufnat venirea nopții pentru a se răzbuna pe cele ce l-au deranjat atât de mult. Luna se ridică pe cer, iar strigătul său puternic se poate auzi de la distanță. Speriată de zgomotul brusc al unor pași, o vulpe dispare într-un desiș, iar sub razele lunii o siluetă se profilează pe cerul nopții. Pe pumn duce un șoi, iar acesta se agită nerăbdător și imediat ce îi sculpi aripile pe sfințe, panica e generală. După formă, pare a fi un șoim peregrin, mare pericol pe timpul zilei pentru ciori. Însă acesta, pe lângă viteză și ferocitate, pare să-și fi însușit obiceiurile bufnițe. Vede perfect și se orientează prin întuneric, reușind fără probleme să evite în plină viteză obstacolele,
și să își urmărească fără cruțare pradă. De asemenea, pare capabil să își simtă dușmanii ce se apropie și să se ferească cu prudență din calea lor. Cu așa ceva, ciorile nu au mai avut de-a face, iar adaptabilitatea, inteligența și agresivitatea grupului lor nu mai pare să fie de ajuns în fața acestui super răpitor. Pasărea de pradă se desprinde urcând cu un zbor puternic pe cerul nopții, acompaniat de strigăte al șolmanului. Speriat de această larmă neașteptată, ciorile se ridică și ele cu zgomot pe cer. Dar pasărea de pradă nevăzută apare pe neașteptate și lovește din plin stolul destabilizând. Panica e generală, iar undeva în depărtare, agitația a crescut. Vânt de știre șolmanului că partenerul său de vânătoare tocmai s-a depărut rapid. Aparatul indică cu precizie calea cea mai scurtă prin întuneric, iar șoimul e surprins în plin ospăt. Nefireasca vânătoare se încheie, iar silueta se îndepărtează pe sub razele lui, în timp ce, pe pundul înmănușat, șoimul își continuă netulburat festiv. Vânătoarea nocturnă de țărci. Țarca este o specie de corvid, ale cărei adaptări sunt legate de viața în zone închise, cum ar fi arboretele și tufișurile din câmp. Au obiceiuri carnivore, sunt foarte inteligente și prevăzătoare. Având cozi lungi și aripi scurte și late, sunt capabile de manevre bruște și cotituri neașteptate în zbor. Astfel, o coțofană, chiar surprinsă fiind în câmp deschis de către șoim, șansele ca acesta să o captureze sunt destul de reduse. Tocmai de aceea, o astfel de captură făcută cu un peregrin constituie un adevărat trofeu și totodată o inspirație artistică. Greu de capturat cu ajutorul peregrinului pe timp de zi, cu totul alta este situația după ce soarele a dispărut, lăsând loc nopții. Astfel, pornind la vânătoare pe crepuscul, când păsările sunt deja adăpostite prin tufișuri și copaci deși, imediat după eliberarea șoimului de pe mănușă, șoimarul va contribui la succesul acestui an vânătoare, alergând în jurul tufișurilor și făcând zgomot pentru a le stârni. La fel se desfășoară lucrurile și în întuneric de plin, iar durata unei partide de vânătoare nocturne, din momentul eliberării șoimului și până când acesta capturează, poate varia de la 20 de secunde până la 20 de minute. Șoimarul va folosi și aici din plin telemetria, atât pentru a determina poziția șoimului în aer, distanța aproximativă la care acesta se află, cât și pentru a-l putea găsi căzut cu prada în iare la sol. Coțofenele cad una după alta în iare acestui vânător al nopții, a cărui eficiență o concurează pe cea a bufniței. Este un mod de vânătoare cât se poate de etic,
datorită faptului că, spre deosebire de folosirea surselor de lumină artificială, în acest caz, prada și prădătorul concurează bazându-se fiecare pe înzestrările lor naturale. Este totodată un mod de vânătoare care dă foarte bune rezultate, aplicabil în terenuri în care numărul prea mare de cotofene amenință populațiile de păsărele cântătoare, păsări de apă sau specii de interes vânătoresc. Principiile mele înșoimărite. Pentru a avea o pasăre performantă, puternică și determinată în vânătoare. 1. Indiferent de starea vremii sau situațiile de viață care pot apărea, șoimul va fi scos la zbor și vânătoare în fiecare zi. 2.
Cea mai bună metodă de condiționare fizică și psihică a șoimului este practicarea vânătorii. Greutatea de vânătoare contează doar la începutul dresajului. Mai apoi se va pune accentul pe relația cu șoimul și o bună colaborare în vânătoare. 4. Fiecare șoim este un caracter unic, iar condiționarea sa în dresaj și tehnicile de vânătoare trebuie să se muleze pe caracterul acestuia și tendințele naturale de a fi bun în anumite direcții. Totuși, treptat, îi se va cere păsării tot mai mult și mai divers, iar insistența îl va face să înțeleagă ceea ce dorește la el și totodată faptul că e capabil de a captura, chiar dacă peisajul, condițiile atmosferice sau particularitățile unei noi specii de pradă par foarte dificile. 5. Regulile în abordarea dresajului și în vânătoare sunt bune pentru începători. Odată depășit nivelul, întocmai ca și în artă, tocmai ieșirea în afara oricăror reguli, explorarea și experimentarea noului fac o lucrare reușită. 6. Există șoimari și șoimari, iar diferența o face cea mai ascunsă și adâncă motivația fiecăruia atunci când a decis să intre în acest domeniu, precum și puterea pasiunii și a dedicației sale. Dacă acestea sunt suficient de mari, îl vor ajuta să treacă peste toate greutățile și problemele care apar, iar dacă o persoană a decis să fie șoimar, numai fiind că pare în domeniul pur, în mod evident, nu va ajunge prea departe. 7. Un șoim poate ajunge să fie bun aplicând cu strictețe tehnici de condiționare clasice și insistând suficient, pe când un șoim remarcabil va fi doar aceluia căruia i s-a permis să își dezvolte și să își exprime cu adevărat personalitatea sa de individ unic și irepetabil. 8. La fel ca oamenii din această lume, și șoimii pot fi în mod nativ mai mult sau mai puțin înzestrați genetic cu calități fizice, mai mult sau mai puțin sociabili, curajoși și independenți. Unii dintre ei par predestinați să strălucească, pe când alții, oricât ai încerca, nu vor putea fi aparent capabili să performeze. Și totuși, aceste limitări ale păsării pot ține în mare parte de mintea și condiționările în gândire ale șoimarului. Schimbând modul de dresaj și condiționare, schimbând tipul terenului de vânătoare, abordând prăji noi și insistând cu o minte deschisă, sunt toate șansele ca într-o zi pasărea să te surprindă, transformându-se brusc și devenind absolut remarcabilă și prețioasă pentru șoimar. 9. Bunăstarea șoimului și menținerea sa în parametru optim, sprijinirea lui în timpul vânătorii și al ferite pericole și accidente sunt prioritare pentru șoimar, care pe lângă investițiile în bani, timp și energie ce le-a acordat păsării sale, va menține și apăra cu strășnicie legătura sa cu această incredibilă entitate aliată, care constituie cea mai pură expresie a sălbăticiei, libertății, frumuseței și forței naturii. 10. Nu există în natură specii de prăzi dăunătoare sau folositoare, urâte sau frumoase, bune sau rele. Toate fac parte din întregul naturii. Fiecare este bună și folositoare acolo unde îi este locul. În aproape toate cazurile, dezechilibrele apar în această frumoasă lume datorită nesăbuinței omului. Prin urmare, orice pradă merită să fie respectată, iar lucrurile vor fi privite mereu prin prisma legilor și armoniei naturii, iar nu prin meschinele și destructivele interese ale unor oameni.